Am avut onoarea să iau dejunul cu primul ministru, domnul Cioloș, împreună cu mai mulți membri ai guvernului român. Pentru Franța a fost un semn de prietenie, dar și de recunoaștere personală pentru domnul prim-ministru Cioloș, deoarece Franța își amintește că domnul Cioloș a fost un excelent comisar european al agriculturii și în negocierile dificile, domnul Cioloș a dat un imbold dezvoltării agriculturii, atât în Franța, cât și în celelalte părți, mai ales pentru agricultură. Domnul prim-ministru este în fruntea unei echipe care acționează pentru a efectua reformele necesare pentru o țară care a cunoscut câțiva ani de creștere puternică și Franța dorește să însoțească România pentru a fi atât un partener comercial și economic, dar și o țară prietenă, date fiind legăturile culturale, lingvistice, pe care le avem cu România. Așadar, am evocat de la bun început centenarul României moderne în anul 2018 și pregătim ceremoniile care pot să fie punctate cu mai multe sezoane culturale pentru acest eveniment, deoarece România a dorit să asocieze Franța cu acest centenar. Am discutat și despre economie, pentru că în România sunt foarte multe întreprinderi franceze implantate acolo de multă vreme. Citez Renault, care a cunoscut un succes extraordinar. Aeronautica este prezentă de asemenea în România. Avem mai multe proiecte de investiții, infrastructură, energie și Franța și România sunt amândouă interesate de aceste proiecte. Am discutat și de chestiunile de cooperare militară, apărare și îi mulțumim României pentru sprijin și pentru susținere după ceea ce s-a întâmplat recent la Bataclan. Am avut și victime cetățeni români. Așadar, împreună cu guvernul român și cu președintele României, am purtat un doliu comun. De asemenea, am evocat și chestiuni de protecția frontierelor, de frontierelor europene, bineînțeles. Știm ce face România pentru a merge în aceeași direcție ca și Franța, pentru a asigura siguranța frontierelor externe ale Europei. Noi susținem Comisia Europeană pentru instalarea unui corp de pază a frontierelor europene pentru a rezolva chestiunea refugiaților care vin și pentru a nu ajunge la situații foarte dureroase, cum am cunoscut deja. De asemenea, am dorit să amintim că vrem să asigurăm un viitor spațiului Schengen, pentru că dislocarea Schengen riscă să aibă consecințe foarte grave pentru Uniunea Europeană. Trebuie să îmbunătățim Schengen, spațiul Schengen, să rediscutăm unele reguli, aplicarea lor, însă trebuie să păstrăm acest spațiu Schengen și libera circulație în interiorul lui. România vrea să participe pe deplin la Schengen. Ministrii de interne ai ambelor țări discută în acest moment care sunt etapele care trebuie depășite pentru a răspunde condițiilor de securitate. Am discutat aceste aspecte cu prietenii noștri români. Securitatea înseamnă de asemenea discuții și adoptarea PNR, pentru că acest lucru ne va permite să efectuăm verificările necesare prealabile deschiderii, mai ales pentru zborurile aeriene. În încheiere, evoc și alte subiecte care la un moment dat au suscitat dezbateri în ambele țări. Mă refer la situația sensibilă a romilor, s-au luat angajamente care au fost respectate,
și susținem programele de incluziune din România și dorim să mobilizăm întreaga Europa pe aceste mize pentru a ne asigura că cei care sunt aici se vor putea întoarce în România în anumite condiții, să ne asigurăm că ei pot fi primiți adecvat. Vom face și noi, de asemenea, un efort de integrare. Iată despre ce am discutat, avem obiective comune, am evocat cultura, cercetarea, economia, apărarea. De asemenea, am abordat chestiuni de politică exterioară, să dăm Europei tot rolul pe care trebuie să-l asume pe chestiunea Ucrainei, de exemplu, a Republicii Moldova. Dorim să asociem Republica Moldova la dezvoltarea pe care o dorim. Mulțumesc încă o dată, domnule prim-ministru Cioloș. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc oportunitatea de a ne întâlni, că de la începutul mandatului acestui guvern, însă ne-am întâlnit ca și niște vechi prieteni care consider că sunt România și Franța. Am adăugat, să spun așa, că rămâneți noi pe o platformă, pe o fundație foarte solidă și consistentă de cooperare între România și Franța în aceste ultime decenii, atât cooperare în dezvoltare locală, relații între comunitățile noastre, dar și o foarte strânsă cooperare politică, economică, ne leagă un parteneriat strategic care arată deja rezultate bune. Avem în România o prezență consistentă a unor mari grupuri economice, industriale franceze, în domeniul construcției de mașini, în aeronautică, în servicii publice, gestiunea apei, în energie, și am sugerat ca pe această fundație solidă și cunoaștere reciprocă a mediului economic să intensificăm relațiile noastre economice, comerciale, profitând și de faptul că România de o vreme demonstrează că este o economie stabilă. Guvernul pe care îl conduc vine cu un program economic care dorește să asigure predictabilitate pentru mediul economic și să pună în valoare potențialul pe care economia românească îl are de creștere. Suntem una din țările europene cu cea mai mare creștere economică pe care se poate construi. Și dincolo de aceste mari grupuri franceze care sunt deja prezente și care pot să-și dezvolte afacerile, am sugerat o prezență intensă și a întreprinderilor mici și mijlocii, pentru care există un potențial în domenii precum sectorul agroalimentar, sectorul energetic, dar și în domenii de vârf. Am evocat aici potențialul de dezvoltare pe care îl reprezintă dezvoltarea laserului de la Măgurele, cu toată platforma de punere în valoare a acestuia. Am înțeles că există un interes crescând în mediul de afaceri și de cercetare aplicată din Franța pentru a se implica în punerea în valoare a laserului de la Măgurele și în dezvoltarea acestei platforme, și sper eu ca în perioada următoare să putem organiza chiar o vizită pentru parteneri francezi interesați. Am discutat totodată de cooperarea noastră și conlucrarea la nivel european pe dosarele principale pe care le avem pe agenda. Am evocat chestiunea migrației și am confirmat faptul că România sprijină proiectele de consolidare a controlului la frontieră. România însăși are una din cele mai mari frontiere externe ale Uniunii Europene în responsabilitate. Am confirmat că intenționăm în continuare să ne facem treaba din acest punct de vedere și că sperăm ca această contribuție pe care România o are la controlul frontierelor să fie recunoscută alături de criteriile care au fost deja îndeplinite de România pentru a adera la spațiul Schengen, cel puțin într-o primă etapă cu deschiderea comunicațiilor aeriene, a aeroporturilor, sigur confirmând că suntem interesați să aderăm la un spațiu Schengen care să fie solid, consolidat și credibil, și din acest punct de vedere România va susține orice inițiativă care merge în această direcție.
Am discutat și de situația internațională, de politica de vecinătate, mai ales în zona estică. Am avut un schimb de opinii și informații legat de modul cum evoluează lucrurile în Ucraina, exprimându-ne speranța că demersurile realizate de cuplul franco-german și aici, că președintele François Hollande s-a implicat și se implică în continuare foarte intens, să dea roade în interesul general al Uniunii Europene și al stabilizării situației în această zonă, care pentru noi, pentru România, este una importantă. Am discutat, sigur, în detaliu despre situația din Republica Moldova, am explicat motivele pentru care România intenționează să susțină orice demers de reformă, de luptă împotriva corupției, de dezvoltare economică în Republica Moldova, atașate la valorile europene. Și aici îmi exprim speranța după această discuție că vom putea colabora nu doar în grupul de prietenie pentru Republica Moldova, unde Franța alături de România și de alte state membre este foarte activă, dar și în proiecte de susținere a dezvoltării economice și a programului de reformă în Republica Moldova. În concluzie, pot să spun că a fost o discuție foarte consistentă. Am reiterat domnului președinte invitația pe care președintele Claus Iohannis a făcut-o să viziteze România și sper să-l putem primi pe domnul președinte Hollande în acest an în România. Și așa cum și domnia s-a spus, să pregătim împreună centenarul 2018, unirea, Marea Unire din România, la care istoric și Franța a avut o contribuție și sper eu să putem celebra împreună cu proiecte noi pe care le avem de data aceasta ca două state membre ale Uniunii Europene. Mulțumesc! Confirm că voi face o vizită în România anul acesta. Mulțumesc!